Sebi! Da? Cum? Cum e asta? <laughs> Câte milioane ai dat să strice forma asta? ăsta? <laughs> Câte milioane ai dat? Trebuie să mă consumez în ceva, nu știu, o, e bună de vampă. Ce ai vampă? din aia care suge? Sânge? <laughs> <laughs> da, trebuie să ne consumăm pentru petrecerea de... Tu nu știi ce zi mâine? ce zi? Zicea lui Marius, dă da de bot. ce e Marius? Nu, e petrecerea de Halloween, trebuie să fiu ceva, nu știu, să sperie lumea, strigoi. Strigoi. Apropo de strigoi, nu le-am pe tata. Dorme. Darme? Pe păi deja de vreo 3 ore nu l-am mai văzut. Ia, ia-o din asta să mergem să speriem, că deja a dispărut. Asta o iau. Bine, stai, iau, o iau, uite pe asta. Bine? <laughs> cu ea, fără ea, tot așa ești. <laughs> tu, Diano. <Un>, <laughs> bă, 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 ce-i cu... Ce dracu aveți? Ce vrei să mai luați, bă? Banii, viața! ce cu voi? Tu la doamne, că au crezut că am băut pălincă de la corci și am vedenii. Dar sunteți voi consumat? Ce s-a întâmplat? <laughs> da, că noi suntem neacosumat de Halloween. Ah, de Halloween. Că voi țineți numai sărbătorile astea de import. Halloween-ul, Valentine's-ul. <laughs> Pe vremuri ce fain ne distram la noaptea de Sfântul Andrei, la odatul fetilor de Paști, la bătaia cu băte din 31 decembrie de la Ruginasa. <laughs> Hai mă, tata, că e amuzant să te de Halloween. Da, mai bei un shot la o petrecere, mai agăță o vrăjitoare. Și acasă tă cu dovlecii prin vi și cu vrejul peste ei, băi copilă! <laughs> Când era noaptea Sfântului Andrei, pe vremurile mele, unde am tătă casa, te spăreți cu usturoi, să nu intre duhurile rele, să știi, usturoiul protejează bine de tot. Da, 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 mai ales de fete. <laughs> Zine, nu. Ai mă, tată, păi da, acum se fac ei să ia să se fac tăieturi, cicatrici din make-up, știi? Aha, uh -huh. că nimeni n-ar mai tăia un lem să facă bătături la mânuri și, doamne ferește, și tăieturi. Păi zine tu în ce să ne costumăm. Pila cum arăți tu în calorifer, să mai freacă o fată două de tine. <gătări> <gătări> da, eu? Tu în barză. În barză? E, e, e în barză să mergi la partiurile acelea și să mai speri cât o vrăjitoare e clasa a 12-a. Și tu, tată, în ce te costumă? <gătări> mă <Tomu -a -s. gătări> <gătări> Dienuță, îți duna cu etatarsienile astea păstă stern, nu te vezi? Pio, eu... m-aș duce... Te-ai duce treaz pe stradă, se vără toată lumea că nu știe nimeni cum a o Și atunci n-ar speria, știi? <laughs> m-aș costuma în corci și aș invada o și să-i arăt eu autonomie. Da, dar în ministrul economiei poate. Mai bine. Ministrul Economiei, de ce? Păi da, că nu l-a văzut nimeni și pe toată lumea a speriat cu noile taxe. Mai terminați odată cu speriatul ăsta, mă? Că zici că suntem un neam de sperieți. Înainte de 89 te speria cineva care putea să bată seara la ușă. Te lua și trei ani, lipseai de acasă. Da. și, Serios? acum, și acum nu-i zici să nu te sperie cu o taxă mărită, cu un impozit în plus, să nu te sperie cu un război, mai apar niște viruși. Dar ce-i cu noi, mă? Trăim într-un Halloween continuu?